Una din două echipe prahovene s-a calificat mai departe în Cupa României. Ce se păulește este performera județului Prahova după ce s-a impus pe teren propriu. Trupa antrenată de Iulius Mărgărit a câștigat cu 3 la 1 în fața celor de la Urban Titu. Au fost câte două goluri pe repriză. În prima parte, Alexion și Andrei Ciobanu de la Gazde au dus scorul la 2 la 0. După pauză, oaspeții au avut o svâcnire prin golul reușit de Nicolescu. În finalul meciului, Ciobanu, golgheterul echipei, a risipit orice emoție ducând scorul la 3 la 1 printr-un penalti transformat cu succes. Păuleștiul merge mai departe în competiția surprizelor, Urban Titu și Voința Lanurile fiind victimele sale de până acum. Turul următor se va disputa pe 14 septembrie. Cealaltă echipă din județ, petrolistul Boldești, a fost victima grupării antrenate de fostul petrolist Gabi Paraschiv. Flacăra Morene a câștigat cu 3 la 2. Eroul gazdelor a fost plăcintă, autorul unei triple în poarta apărată de Dinu, iar pentru Prahovene au înscris Mihăiță și Iancu. Boldeștina a scăpat de emoțiile cupei, dar nu și de cele din campionat. În această după amiază, oficialii clubului au fost la Federația Română de Fotbal pentru a afla echipele cu care se va confrunta în sezonul viitor al Ligii a 3 -a. Față de anul trecut, pe lângă formația antrenată de Marian Ilie din Prahova, a apărut și Astra 2 Giurgiu, proaspăt înscrisă în eșalonul 3 fotbalistic.